Într-un interviu acordat Euronews România, Vasile Dâncu a explicat că schimbarea unor prevederi din legea sportului este imposibilă într-un termen atât de scurt, astfel încât echipa finanțată de Ministerul Apărării Naționale să poată evolua în prima ligă din sezonul următor. Este imposibil, pentru că o lege durează, are un parcurs legislativ în Camera Deputaților, apoi în Senat. După aceea, până la promulgare, este analizat, ajunge la președinte, până se promulgă o lege, este complicat, trece mult timp. Deci, în niciun caz nu vreau să deformăm competiția în acest an în care să se facă cumva o intruziune în mersul lucrurilor, să se schimbă regulile pe parcurs. Nu este cazul. La acest moment, în prima ligă de fotbal pot evolua doar cluburi private sau înregistrate ca societăți pe acțiuni. Clubul Sportiv al Armatei este o organizație non-profit care aparține unui minister public din România. Astfel că soluția pentru ca echipa antrenată de Daniel Oprița să evolueze în Superligă este modificarea statutului și implicit a formei de organizare. Eu am realizat în timpul cât eram ministru posibilitatea ca Steaua, CSA Steaua, transformându-se foarte simplu în societate de drept public, asociindu-se clubul, ministerul cu o entitate privată, cu 1% sau cu 5%, își schimbă caracterul și poate să intre în Liga 1, chiar și acum, de anul acesta, dacă vor să facă această modificare. Propunerea pentru modificarea legii sportului inițiată de Vasile Dâncu a mai fost semnată de doar doi colegi din PSD, deputatul Radu Popa și senatorul Bogdan Matei. În motivarea demersului său, Vasile Dâncu susține că nu există diferențe între o echipă departamentală, cazul CSA Steaua, și echipele susținute de autoritățile locale. Avem consilii județene, consilii locale care susțin echipele de Liga 1. Deci ideea de profesionism vine de la statutul jucătorilor mai degrabă, care sunt profesioniști, și nu de la entități de drept privat care aduc numai bani privați în fotbal. Pentru că ar dispărea pur și simplu Liga 1 dacă am eliminat toți banii de la consilii județene sau de la primării. Da. Chindia, FC Argeș, Ucluj. Totodată, echipa nu ar face față în prima ligă doar cu bugetul pe care Ministerul Apărării îl alocă Clubului Sportiv al Armatei. Oricum, CSA Steaua, dacă va intra în Liga 1, cu bugetul pe care l-ar avea de la Ministerul Apărării, cu siguranță că n-ar putea să reziste în Liga 1, are nevoie de jucători, are nevoie de un alt nivel de cheltuieli și ar putea să obțină numai din sponsorizări sau din asocieri cu entități private. Am văzut și ultimul meci, ultimul derby Steaua-Dinamo. Pentru Liga 1, cred că asta știu ei mai bine. Au nevoie de o echipă de un alt nivel, au nevoie de un alt nivel de performanță față de ceea ce au fost obișnuiți cu Liga 2. După victoria cu Dinamo, CSA Steaua a revenit pe primul loc în clasamentul Ligii Secunde, cu 6 etape rămase de disputat în play-off-ul competiției.